Altă întrebare. Da. De ce nu mă ajută Dumnezeu să mă căsătoresc? Da. Noi, prin porunca Scripturii, avem scris: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Acum, din punct de vedere natural, aici avem un pic de treabă, din punct de vedere natural, căsătoria ce este? Însoțirea cu o persoană de partea adversă, adică soț, soție, femeie, bărbat, ca să nu ne băgăm în poveștile cu legile, cu transgenerul, dar vorbim natural. Apare atracția biologică, în primul rând, care este naturală, firească. Două păsări își fac un cuib, scot puie. Vulpea își face un bârlog, își spune puie. Lupoaica, leoaica, orice altă ființă. Ei, la noi, prin nunta de la Cana Galilei și mai înainte, chiar în Vechiul Testament, prin binecuvântarea părinților punând mâinile cruciș, nunta a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru că din ea se naște neamul omenesc. Ca drept dovadă că Dumnezeu a spus personal lui Adam: cunoaște pe Eva, soția ta, și femeia ta, și nașteți fii. Adică arătând că așa dă-i lui neamul omenesc. Acum, eu am spus odată o chestiune și cineva s-a uitat foarte mirat. Cred că m-a băgat în categoria tâmpiților, ca să zic așa. Eu n-am considerat-o, ci am luat-o ca act și o repet. Faptul că astăzi avem mai multe mode sau mai multe paradigme în ce privește căsătoria, apare următorul lucru. Eu le-am prins pe toate și pot vorbi despre toate. În anii 70, 65, 73 până în 80, fata, dacă trecea, Doamne ferește, de 18 sau 12 ani, vă leu, deja era o nenorocire, era bătrână. Ce era în această tradiție rămasă naturală? Te mărită și te însoară cât ești numai foc și pară. Și când ai tot ce, cum spune Cluj, și să ai tot ce are o floare, și parfum, miros, culoare. Deci în momentul când tu auzi un te iubesc, tresari, te-a ocupat un băiat, tremuri, vezi un băiat frumos, îți clipesc ochii, spune: nu, eu întâi să-mi trăiesc viața. Păi, să avem pardon. Normal că la 30 de ani nu o să mai ai atracția trupească sau sufletească care ai avut-o în tinerețe când aveai 18, 19 sau 20. De aceea, cele mai frumoase căsătorii și cele mai reușite sunt în vremea studenției. Eu când îmi aduc aminte și eram așa copil și mai era câte un băiat din ăsta care făcea câte o leac de școală, multe spunea: vai, zice, mi-e băiatul student și o găsesc și prietenă, vrem acum anul ăsta, în vara asta, să punem din nuntă, ca pe când își dă licența, deja să-l începem casa. Adică era o chestie superbă la 23-24 de ani, tu să fii familist și deja să-ți începi casa. Da. Care era avantajul aici, în taina căsătoriei? Fecioara mai intra curată în biserică și știa de un singur bărbat. Fecioarele noastre sunt simpatice astăzi, dar ele sunt poate la al 24-lea bărbat. De ce? Pentru că a pretenit o lună cu ăla, o lună cu ăla, o lună cu ăla. Și eu, ca cel care spovedesc, totdeauna le-am spovedit pe fete ca pe sora mea. Având o soră în familie, totdeauna m-a preocupat chestia asta. Bă, cum trebuie făcut ca fata asta să nu greșească? Și am fost mai rece, așa, când spunea ceva, zic, nu știu, cauți un băiat bun și te măriți. Bine, s-o mărita la timpul ei, când o trebuie, are copii, are familie. Dar când tu te duci la un băiat și stai cu el și îl speli un an, doi, trei, patru, și ăla nu-ți dă un inel, nu te ceri în căsătorie, nu-ți plătește, tu stai cu el acolo, tu ce ești acolo? Femeie de servici, badantă, mașină de plăcere, muză, pe ce poți stai la el? Deci e o întrebare curioasă. E o întrebare care eu mi-o pun ca femeie. Deci eu ce statut am în casa ta dacă fac de dimineață până seara treabă, te respect, mă iubești, te folosești de mine, eu te hrănesc, te cal, te aștept, te iubesc, am sentimente și tu îmi spui, dar fă ce vrei, eu încă n-am de gând să mă căsătoresc. Păi, eu de fapt ce-s aici? Asta e o greșeală. Și le spun, mă copilul, nu se uită la tine, nu sta de vorbă, sau spune verde în față. Prieteni, prietenim, dar îmi spui dacă în cel târziu un an de zile te gândești să facem o familie. Dacă nu pierd vremea. Și mulți îmi spun, da, părinte, dar nu se poate așa, știți cât de greu să punem mâna pe un băiat? Eu nu știu cât de greu să punem mâna pe un băiat, dar știu câte gâsculițe pică pradă lor când vor ei. O făcut așa din deget, o învârti cheia în contact, se joacă cu 3 dolari în buzunar, scapă portofelul jos lângă o pițipoancă de asta naivă și aia gata, de sare în pat la el. Nu se face așa. Aici sunt foarte atins și foarte supărat și lezat pe feminism.
Sunt de acord să existe feminist. Foarte bine că femeia vrea drepturi egale cu bărbatul. Să vrea să conducă, să vrea să fie intelectuală, să vrea să aibă carieră universitară, politică, medicală, ce vrea ea. Dar de ce nu-ți respecti trupul dacă Dumnezeu ți-o cerut lucrul ăsta? Cine nu respectă și nu îngrijește templul acesta al lui Dumnezeu, Dumnezeu se va certa cu el, îl va pedepsi. Au știți voi că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Păi cum tu vii să faci orgii sexuale cu mine și toate mizerile, nici nu soția ta, nici nu-s nimica, eu sunt marfă de produs. Ce-i asta? De aici începe degradarea. Că toată lumea spune, vai, femeile sunt curvi. Nu este adevărat. Este o consimțire fidelă între unul și celălalt, egală, pentru că în momentul când tu n-ai avea acces la o fată, e părerea mea personală, pentru că am văzut și fetii cu minți și toată stima și respectul. Tu, dacă tu n-ai avea acces la o fată sau fata ți-ar trânti un scuipat în față sau o palmă peste obraz, pleacă, băi, mojicule. Dar dacă fata cedează cu atâta ușurință, fata din trei mișcări ea este în pat dezbrăcată, mie mi se pare, deci asta mi se pare cel mai josnic, tu în calitate de femeie, să cedezi chiar așa nepăsător. Tam, nisam, ce-i asta? Adică da. Să văd ce caracter ai, cum deschizi ușa, cum vorbești, cum mănânci, cum bei apă, cum muncești, cum câștigi un leu, pe ce îl cheltuiești. Și să văd că ai niște apucături. Dacă văd ceva bun la tine, două, trei defecte ne mai trecem cu vederea, că toată societatea e plină de defecte. Dar tu când o iei pentru distracție, deci ăsta e motivul pentru care nu-ți pot căsători fetele. Nu că nu există căsătorie. Că în momentul când un băiat ar avea acces greu la o fată, scuză-mă că n-a pus mâna pe o fată, nu-i mai dă drumul din mână. Băi, am reușit să o cuceresc și nu o spun eu, pot să o spuneți dumneavoastră din mod de nouă. Când e mai enigmatic un băiat? Când nu cedează. Corect. Toate stau. Bă, dar ce cu asta? Ce-i așa sobru? Ce-i așa serios? Ce cu misteriosul ăsta? Și devine pentru toate ceva psihotic. Cum băi, dar toți sunt la fel și ăsta e altfel? Ei, identic și cu o fată când e altfel. Bă, dar ce cu asta? Dar ce-i așa fițoasă? Dar ce-i așa pretențioasă? Dar ce-i așa moțocoasă? Dar ce-i... Da, cu cât te-ai vândut mai scump, pui mâna pe produsul cel mai bun și mai finit, ca în consignație. Nu cumpiri semințe de mâncat la colțul străzi din fabrica de diamante. Deci, așa și aici. Și atunci, sigur că în momentul ăla, fetei îi crește valoarea. Da, așa. Ei, nu vrea asta, las că vrea aia. Nu vrea aia, las că vrea elaltă. Nu vrea elaltă, vrea elaltă. Și îmi spune odată o fată, ei, că, nu, că și fetele au o vreme când se lasă de curvărie și se lasă la vatră. Pardon? Se lasă la vatră, n-am nimic împotrivă și nici nu judec lucrul ăsta. Eu am un model de familie, în anul 97 i-am cunoscut pe băieți. Băiatul lucra undeva prin Străinezia, s-a dus la un bordel, a găsit fata respectivă, i-a spus că ar vrea că îi place de ea și n-ar vrea doar numai să trăiască așa, a scos-o de acolo, a făcut o soție și au trei copii, acum sunt undeva printr-o țară străină, mutați cu casă, cu copii, cu tot. Și fata îmi spune, zice, îi sunt atât de recunoscătoare, pentru că toți care veneau erau niște bădărani, gata, se dezbrăcau și începeau dezmățul. Ăsta nu. A zis, nu te super dacă vreau să mă culc cu tine, uite, am plătit sau așa. Și a zis, nu, dar eu, dacă aș avea și eu un soț ca lumea cu care să mă căsătoresc, n-aș simți nevoia să fac treaba asta. Și el a zis, bă, dacă tu vrei așa, uite, pot ajuta să faci treaba asta. Și a scos-o de acolo, de la bordeam, și a luat-o el de soție. Da, a fost demnitate și din partea lui și din partea ei. Da, când tu stai toată ziua, Doamne iartă-mă, cum spun acum fetele, că se mai laud unii, băi, dar eu fac bani din videochat, fă. Dar dacă, Doamne ferește, imaginele le ajung vreodată la copilul tău, la soțul tău, la mama ta, la tatăl tău, la cineva care te cunoaște, unde ții imaginea publică? Depinde acum cât ținem și la imagine, știi? Că poți să ai un ștaif, poți să ai o etichetă, poți să nu ai. A judecai ușor și a pune sentințe. Asta știe toată lumea. Vai, trebuie să-i omorâm, trebuie să-i pedepsim, să-i bată Dumnezeu, să-i ia satana, să-i înghită iadul. Nu. Dumnezeu n-a spus treaba asta. Dumnezeu a spus taman invers. Nu vreau moartea păcătosului, eu vreau ca el să conștientizeze păcatul, să se întoarcă și să fie viu. Și atunci când ți-ai schimbat viața, vine și Dumnezeu în viața ta cu ce trebuie. Deci, se poate căsători o fată numai dacă vrea să se căsătorească, dar depinde de ea. Dacă nu trage de timp și nu lungește boala.